După cum probabil deja îmi știți obiceiurile, hobby-urile, pasiunile mele pe care vi le împărtășesc probabil de multe ori mesaje, știți că istoria a fost și va rămâne pentru mine o materie cu totul și cu totul aparte. Și în această istorie, cel puțin a noastră, românilor, avem câteva personaje de poveste, personaje cu care ne mândrim și noi, da? ne batem cu cărămida în piept că l-am avut și noi pe Ștefan cel Mare, deși nu a fost chiar așa de mare, dar noi l-am făcut foarte mare. Da? L-avem de asemenea și pe Mihai Viteazu, nu știu dacă a fost chiar atât de viteaz, dacă citiți cu atenție istoria, o să vedeți că e multă mitologie la mijloc. Dar printre ăștia l-am avut și pe Vlad Țepeș, ați auzit de el, nu? Vlad Țepeș a fost unul dintre cei mai mari domnitori, în fine, a avut mai multe perioade în care a domnit, dar de la dânsul noi am rămas cu o vorbă în popor și anume că cu țeapa, cu asta am rămas noi. Știți, numele lui rămâne atașat parcă de români. El a murit, știți că a murit de foarte multă vreme, nu mai știe nimeni exact. Unii spun că e mormântat într-un loc, alții, sunt tot fel de teorii cu poporul român, nici nu bine stai după ele pe toate. Dar ce vreau să vă spun despre Vlad Țepeș, că el a murit, dar metoda lui a rămas. Știți, românii, din păcate, au ajuns să fie foarte, foarte, foarte inventivi în direcția asta. El a fost și și-a tras numele din metoda asta prin care îi pedepsea pe dușman, prin acel țepuș. Dar ce vreau să vă spun cu asta, că una dintre cele mai mari țepe financiare pe care le-a încasat poporul ăsta român după... Vă aduceți aminte de Caritas? Cineva mai vechi aici în credință, în pocăință, în vârstă? Știu că n-ați băgat bani la Caritas, doar vă aduc aminte. Da. Vă aduceți aminte câți români au fost înșelați de către metoda aia piramidală? Și românii nu s-au lecuit. Românii nu s-au lecuit deloc. Și undeva prin anii 2098-2000, undeva în perioada aia, a fost un om care încă trăiește, Sorin Ovidiu Vântu, care ne râde nas, dacă ați văzut. El e șmecher și ne râde nas tuturor. Cum a reușit să ne fraierească? În ce sens? Omul ăsta a pus la un plan o inginerie financiară numită Sov Invest, FNI, Fondul Național de Investiții. A reușit performanța să păgubească peste 300.000 de români prin structura asta piramidală. Oamenii s-au dus prin tribunal și nu au mai câștigat nimeni aproape nimic niciodată. Însă, ceea ce pe mine m-a marcat, eu eram tânăr, nu era TikTok pe vremea, nu era Instagram, era TVR1 și era TVR2 și cine mai prindea alte posturi de televiziune era updatat la vremuri. Dar mi-aduc aminte de reclama pe care o avea omul ăsta la Fondul Național de Investiții. Nu o să uit niciodată, e o chestie care mi-a rămas parcă lipită de retină. Era o imagine din aia idilică cu o familie care dormeau toți liniștiți, da? Toți dormeau copiii liniștiți, părinții liniștiți, până și pisica și câinele, toți dormeau în casă liniștiți și era următorul moto: dorm liniștit când FNI lucrează pentru tine. Și așa de bine a lucrat. Așa de bine a lucrat că 300.000 de români nu au mai dormit deloc după aia. Da? Nu au mai dormit deloc, 300.000 de români. M-am gândit la motoul ăsta: dorm liniștit când FNI lucrează pentru tine. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu în textul ăsta biblic, prin Apostolul Pavel, parcă accentul cade în versetul 14, deșteaptă-te tu care dormi, deșteaptă-te tu care dormi. Și îmi dau seama, dragii mei, că în momentul în care tu și cu mine ne permitem luxul ăsta să dormim spiritual, da, să fim nevegheatori, să stăm așa în lâncezeala asta spirituală, există un risc foarte mare, că în timp ce noi dormim liniștiți, nu FNI să lucreze pentru noi, ci și cine? Diavolul să lucreze împotriva noastră. Diavolul să lucreze împotriva noastră. Mesajul meu din seara asta se leagă de reclama asta a FNI și se intitulează, cred sugestiv și românește, dorm liniștit, diavolul lucrează pentru tine. Dorm liniștit, diavolul lucrează pentru tine. Și cred că asta trebuie să ne trezească când auzim lucrul ăsta, nu-i așa? Dragii mei, noi suntem angrenați într-un război spiritual. Știți ce e frustrant când vezi oameni care nu înțeleg în ce fel de lupte sunt implicați în momentul în care au venit la Hristos?
Oameni care cred că ei nu mai trebuie să facă nimic, că nu mai trebuie să facă nicio rugăciune, că nu mai trebuie, pentru că Hristos Domnul le-a făcut pe toate. Noi nu mai trebuie să facem nimic. Și noi nu înțelegem de fapt că în momentul în care mi-am spus da lui Hristos, în momentul în care ne-am întors la Dumnezeu, de fapt noi ne-am angrenat într-un război. Ne-am angrenat într-un război, dragii mei, în care avem un dușman comun, pe care este diavolul, și care, vorba lui Ioan Gură de Aur, nu ne luptăm noi pentru mântuirea noastră, pe cât de mult se luptă diavolul pentru pierzarea noastră. Și el se luptă în fiecare zi, dragii mei, ca să ne distrugă, pentru că noi pentru el suntem inamicii numărul unu. Pentru că noi îl deranjăm, pentru că noi suntem pentru el un deranj foarte mare. Și face tot ce-i stă în putință să ne distrugă. Și vreau să vă spun că cea mai periculoasă stare în care tu poți să fii ca și creștin, și ca și creștin și eu de asemenea, e starea aia de somnolență, e aia când dormi și îți permiți din punct de vedere spiritual să stai foarte liniștit. Acum nu vreau să mă înțelegeți greșit, somnul din punct de vedere biologic e extraordinar de bun. Cei care vă puteți odihni bine, Dumnezeu să vă ajute, mă să nu dormiți prea mult, știți cum e. Da? După un somn revigorant, te simți bine, ești energizat spiritual, adică fizic. Dar vreau să vă spun ceva, că din punct de vedere spiritual, somnul nu e o soluție. Biblia nu îndemna nicăieri în cuvântul lui Dumnezeu să dormi liniștit spiritual, dimpotrivă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, scoală-te tu care dormi, veghează, fii strej. Asta este îndemnul, dragii mei, pe care Biblia ne-l dă. De-aia vă îndemn în seara asta, în numele lui Iisus Hristos, vă îndemn în această seară, treziți-vă, vă îndemn în această seară, în numele lui Iisus Hristos, dragii mei, somnul, din punct de vedere spiritual, nu este o opțiune. E o stare periculoasă în care noi putem să fim. Pentru că, dragii mei, dacă vă duceți aminte, apropo, tot de un om care a dormit bine de tot, că acum a rămas tot cu Vlad Țepeș în minte, vă duceți aminte de că predicam duminica trecută de Samson. Samson, știți când și-a pierdut puterea? Știți când și-a pierdut omul ăsta puterea? Când a dormit liniștit în brațele cui nu trebuia. Și aici e o vorbă de Duh care mi-a plăcut, scrisă de un pastor american, dacă adormi în brațele plăcerilor tale, te vei trezi în mâinile dușmanilor tăi. Cam asta se întâmplă când îți permiți luxul să dormi din punct de vedere spiritual, să nu fii veghetor. Ați auzit probabil unii care vă mai îndeleniciți cu pictura, cu arta, ați auzit de Francisco Goya, a fost un mare, mare, mare pictor și el, una dintre cele mai reprezentative picturi ale lui, se intitulează Somnul rațiunii naște monștri. Nu știu dacă ăsta-i, uitați-vă-le. Și nu vi se pare sugestivă imaginea asta și din punct de vedere spiritual? În timp ce noi ne permitem luxul să stăm așa de lăsați, somnolenți în spiritualitatea noastră, uitați-vă ce e în jurul nostru, de fapt, spiritual. Pentru că somnul rațiunii naște monștri. Vreau să vă spun, dragii mei, că somnul rațiunii în secolul trecut a născut doi monștri teribili, nazismul și comunismul. Asta a făcut somnul rațiunii în secolul trecut. Și știți ce se întâmplă în secolul nostru? Ce fel de monștri naște? Ați văzut corectitudinea politică, care e un monstru ideologic. Ați auzit mai nou acum de fluid gender. Da, ăștia că ei nu mai știu să trezesc dimineața băieți, pe la miază neutri și seara fete. Nu mai știu de capul lor. Da? Și acum, dintr-o dată, nu mai știu fiecare ce e, pentru că e o confuzie, o disforie de gen. Da? Și devine, nu e problema, devine o ideologie care trebuie să ne se impună cu forța, să ne îndobitocească copiii. N-ați văzut în școală în ce fel de nebunie trăim. Nu-mi vine să cred că am ajuns să trăim atâta de vreme timpurile astea. Am crezut că o să vină cu 20 de ani mai târziu, dar n-am crezut că îți vine deja atât de repede și peste noi. Pentru că somnul rațiunii naște monștri. Dacă somnul rațiunii naște monștri, dragii mei, vreau să vă spun că somnul credinței naște niște pericole teribile pentru fiecare dintre noi. De-aia nu avem dreptul, nu ne putem permite să dormim spiritual. De-aia trebuie să fim treji și veghetori și mă rog din toată inima ca acest mesaj să fie un semnal de alarmă. Mă rog din toată inima să fie o trezire. Poate că nu o să fie fiecare dintre dumneavoastră atins într-un mod special, asta o poate face doar Duhul lui Dumnezeu, nu talentul meu, nu oratoria mea, dar îmi doresc din toată inima ca pe unii care sunteți în seara asta, măcar pe unii care sunteți aici, Dumnezeu să vă trezească în seara asta, Dumnezeu să ne trezească pe toți, dragii mei. Pentru că vreau să vă spun ceva, când noi dormim liniștiți, diavolul lucrează. Și vreau să vă spun patru lucruri pe care reușește să le facă când noi dormim spiritual, când noi nu suntem veghetori. Primul lucru pe care reușește să-l facă, vă rog, uitați-vă la versetul 15. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel de aia îi lasează un avertisment. Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă. Adică fiți atenți. Și știți de ce?
Pentru că, dragii mei, momentul în care tu și cu mine, din punct de vedere spiritual, ne permitem luxul ăsta să nu fim vegheatori, să dormim, diavolul, profitând de nevegherea noastră, profitând de nevegherea ta, te poate face să te rătăcești de la calea lui Dumnezeu. Te poate face, ascultă-mă bine, să te rătăcești de la calea lui Dumnezeu. De aia Apostolul Pavel spune, luați seama, deși umblați cu băgare de seamă. Aveți mare grijă la drumul pe care mergeți, pentru că există un risc real, există un pericol iminent, dragii mei, să ne rătăcim de la calea lui Dumnezeu. Există pericolul ca din punct de vedere fizic să venim la biserică 40 de ani și spiritual să fim pe arătură, să fim departe de Dumnezeu. Există un pericol real, dragii mei, și de-aia Apostolul Pavel îl menționează aici. Frații mei, acum știu că din punct de vedere fizic, pe pământul ăsta poți să ajungi prin mai multe drumuri, prin mai multe căi la o destinație, nu-i așa? Poți să mergi cu trenul, poți să mergi cu vaporul, poți să mergi cu avionul, în fine. Este o grămadă de drumuri care te duc la o destinație. Dar din punct de vedere spiritual, dragii mei, vreau să vă spun că nu există decât o singură cale care te duce la Hristos și care te duce în împărăția lui Dumnezeu. Noi trăim în vreme asta, influența ideologiei postmoderniste în care noi trăim și oamenii vin și spun, știi ce? Hei, nu contează cum ești, nu contează ce gândești, nu contează cum te simți, important e că Hristos te iubește și știi, tu vii pe partea asta muntelui, noi ortodoxi venim pe partea asta la altă, catolicii vin pe partea asta la altă, penticostale vin pe aici, baptiștii vin pe aici și ce să vedeți? Minune, toți ne întâlnim în vârf, nu contează pe unde vii, important e să ajungi în vârf, la destinație, serios? Dragii mei, noi trebuie să înțelegem spiritual că așa ceva nu există în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, spre rai există o singură cale, Iisus Hristos, nu e alta, nu-s două, nu-s patru, nu-s cinci căi. Ioan 10, Ioan 14 cu 6 spune Iisus Hristos radical și ferm. Eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin cine? Prin Sfinți. Prin Maria, prin Sfântul Nectarie, prin Arsenie Boca, să ne ajute și el o leacă, să pună o pilă, pentru că în mentalitatea multora, sfinții sunt mai aproape de Dumnezeu și de aia noi trebuie să-i rugăm pe ei ca ei să pună o vorbă unul la unul mai departe, că ei sunt mai aproape de Dumnezeu, serios? Oameni buni, există o singură cale, Iisus Hristos. Și Iisus a spus clar, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iar în Ioan 10 cu 9 spune, eu sunt ușa, nu e altă ușă. Eu singură ușă, eu sunt ușa și dacă intră cineva prin mine, va fi cum? Va fi mântuit, simplu. Orice altă ușă, orice altă cale decât Iisus Hristos înseamnă moarte veșnică, înseamnă rătăcire. De-aia fii atent în seara asta, ascultă-mă bine. Nu știu pe ce drum ai pornit, nu știu pe unde ești, dar vreau să spun un lucru în această seară, că dacă nu ești treaz, dacă nu te trezești odată, dacă nu-ți revii spiritual odată, dacă nu te cercetezi înaintea lui Dumnezeu, s-ar putea să fie prea târziu. Trăim într-o lume întunecată și întunecimea asta se vede în comportamentul, în ideologia societății. Și ca să nu te rătăcești în întunericul ăsta, ai nevoie de lumină, avem nevoie de lumină ca să nu ne rătăcim. Și cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, este pentru noi lumina asta. În Psalmul 119 cu 105, auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul tău este ce? Este o candelă pentru ce? Pentru picioarele mele și o lumină unde-i? Cuvântul lui Dumnezeu, lumină. Spuneți, dragii mei, pe cărarea mea. Vrei să nu te rătăcești, trebuie să ai cuvântul ăsta în inima ta. Vrei să nu te rătăcești, trebuie să ai cuvântul ăsta. Aduc aminte că ne povestea profesorul nostru de istorie de la Institutul Teologic Pentecostal din București, de istorie pentecostală, și ne spunea despre un frate din Cluj de pe vremea regimului comunist care aducea Biblii în țară și distribuia Biblii, știți că era o chestie ilegală, riscai pușcărie pentru asta. Și la un moment dat cineva l-a turnat și se pare că era din biserică. L-a turnat că ăsta aduce Biblii și că dă Biblii mai departe la rândul lui și au venit cele securitate, i-au percheziționat toată casa, au scos podelele alea, le-au scos toate și acolo au găsit Bibliile ascunse, avea vreo 40 de Biblii. Era aur pe vremea aia. Și mă gândesc cum e praful pe ele. Și spunea profesorul ăsta al nostru că după ce i-au percheziționat și i-au spart și pereții să caute să vadă, dacă nu cumva, i-au spart mobila toată să caute să vadă, să mai fie cumva o Biblie. Și a venit securitistul șef care a venit de la Cluj și a zis că trebuie, zice, nu ne mai fost să ne pierdem timpul, mai ai votare Biblia ascunsă pe aici?
că erau și obosit, că tot spart în casa aia să caute. Și a zis el, domnule, zice, ar mai fi una, mai am una. Dă-o repede, unde-i, unde-i, adune-i, unde-i Biblia, repede, repede. Bă, zice, de pe asta nu o puteți lua. Pe cum așa? Păi zice aici în inima mea. Pe asta n-aveți cum să o scoateți. Strângeți cuvântul lui Dumnezeu în inima voastră. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Pentru că dacă n-ai acest cuvânt care e o lumină pentru cărarea ta, te rătăcești. Cum să nu te rătăcească unul că te zmintește un martor la Jehova că tu habar n-ai de Biblie? Imediat crești și tu ce crede el. Păi mâine ești brahamist. Păi o săptămână nu mai știi ce ești, ești universalist. Da? Cum îl auzi pe unul, ești cu ăla, cu, tu ești, eu cu cine votez? De ce? Pentru că nu e o substanță, pentru că nu avem lumină. Ne rătăcim, oameni buni. Ne rătăcim și ăsta e pericolul. De-aia Dumnezeu ne cheamă în această zi să ne trezim. Cum ne putem noi rătăci? De exemplu, vreau să vă spun foarte simplu cum te poți rătăci. Când nu ții cont de reperele pe care le-a pus Dumnezeu pe cărarea asta. Și în reperele astea pe care Dumnezeu le-a pus în drumul nostru spre cer, există porunci, există avertismente mai apoi din partea lui Dumnezeu. Nu te du acolo, nu fă aia. Dumneavoastră știți, de exemplu, că versetul ăsta din Biblie, că e scris aici, e scris în textul pe care l-am citit, nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Dumneavoastră știți că tovărășile rele ce fac? Ce fac tovărășile rele? Dar lasă, frate, că eu sunt puternic pe mine, Domnul mă ține, poate să bea, să fumeze, să chefuiască lângă mine, că eu știu ce pot, eu mă plin de Duhul Sfânt acolo lângă ei, serios. Atins, bagă guță și salam acolo, tu ești plin de Duhul Sfânt, tu ce cânți? Aș vrea să zbor, ce vei să cânți? Nu poți, omule, nu te mai minți cu chestia asta, că pe tine nu te afectează, ba te afectează. Și Dumnezeu spune, dacă vrei să rămâi pe calea asta mea, ține cont de avertismente, ține cont de cuvântul meu, îți reperele pe care ți le dau. Da. Și atunci când Dumnezeu te avertizează, nu-ți place. Mai nou, știi ce ne place nouă, cum să ne vorbească Dumnezeu? Noi am rămas toată Biblia cu susurul blând, că așa a vorbit lui Ilie. Ei ce vor? Susurul blând, frate. Serios. Dar dacă Dumnezeu vrea să spună, cum a zis lui David prin Nathan, bă, tu ești ăla. Eu sunt ăla, stai că nu, eu vreau susurul blând. Ce susurul blând vrei? Dacă ești pe marginea prăpăstei, ce vrei să spună? Atenție, atenție, există pericol la cădere. Strigă Dumnezeu către tine, omule. Bă, ieși de acolo pentru că te duci în prăpastie. Ce ai vrea să spună? Da? Noi vrem susurul blând. Alegem noi metode, ca la restaurant, noi așa vrea să ne vorbească Domnul, desert dacă se poate. Noi vrem alt dulce, chestii dulci. Da? Nu merge, oameni buni. Nu ținem cont de reperele pe care le-a dat Dumnezeu. Știți, am mai spus-o și în biserică, cred că nu de mult, legat de poporul evreu. Vă duceți aminte de momentul ăla? Și asta să mă gândesc, cum ar fi, vorbea Alex, să ne vorbească Dumnezeu? Cum ar fi să ne vorbească Dumnezeu cum a vorbit poporului său? Spune cuvântul lui Dumnezeu că erau oștea la poalele muntelui și Dumnezeu a început să vorbească. Dumnezeu vorbea direct, știți cum, tunete și fulgere, toată lumea tremura acolo. Și au zis ei, bă, nu ne place modul ăsta prea direct în care ne vorbește Dumnezeu. Și au zis, au făcut o cerere, Doamne, noi am vrea să ne vorbești, hai vorbește-ne prin Moise de data asta. Da? Nu vrem așa, vrem prin intermediar dacă se poate. Și Dumnezeu le vorbește prin Moise. Interesant, etapa a doua, Dumnezeu le vorbește prin Moise. Și Dumnezeu îi spune, bă, nu e ok, nu e ok. Și la un moment dat au zis, bă, știi ceva, noi nu ne mai place. Hai că ne facem noi un Dumnezeu, acei care să nu mai vorbească nimic. Ne facem un vițel de aur și am rezolvat problema. Pentru că asta fac o grămadă astăzi. Și te întreb, de-o nu mai aud vocea Domnului? De ce n-auzi vocea lui Dumnezeu? Nu cumva ți-ai făurit un vițel din ăsta în viața ta, că tu spui că e Dumnezeu, e o plăzmuire a minții tale și a imaginației tale și tu spui că ăla e Dumnezeu? Și nu-ți mai vorbește? Cum să-ți vorbească? Să crezi mai apoi, de exemplu, știți cum ne putem rătăci, cum ne convinge diavolul și ne duce într-un reper greșit? Ne face, de exemplu, să credem de o grămadă de ori că noi, pentru noi Dumnezeu face o excepție de la regulă. Ne face diavolul câteodată, așa ne amăgește, ascultați-mă, așa ne amăgește diavolul câteodată, crezând că noi suntem mai special decât alții. Și vă spun eu unul de cei primul, care am fost foarte ispitit, tentat de o grămadă de ori cu șoapte din astea din partea celor rău, Dorel, la cât sacrifici tu pentru Domnul? La cât faci tu pentru Domnul? Ți-ai consacrat tinerețea acum în chestia asta, Dumnezeu, nu-i așa, nu-ți cere ție așa de mult. Lasă că tu faci, uite cât faci tu pentru Dumnezeu. Și bă, la un moment dat chiar am crezut, bă, poate sunt mai special, eu, serios, nu-s deloc special. Știți ce am înțeles?
că Dumnezeu nu face excepție de la regulă pentru nimeni. Poruncile lui Dumnezeu nu sunt excepții pentru nimeni. M-am gândit, știți unde m-am vindecat de chestia asta? Nu numai faza cu Moise, când Moise odată o dă în bară, nu, și îi spune, Doamne, știi, hai că Tu ești bun și Sfânt, mai repar-o. Și spune Dumnezeu, nu, gata, nu mai vorbești de asta. Dar m-am gândit la rugăciunea lui Iisus Hristos. Matei 26. Oameni buni, auziți ce spune Biblia acolo despre Hristos? Nicăieri în Biblie nu-L veți vedea pe Hristos mai vulnerabil, parcă ca în situația aia. Iisus care până acolo face minuni, semne, puteri, îi cheamă pe Petru, Iacov și Ioan și le spune, sufletul meu e întristat, e cuprins de o întristare de moarte, vegheați împreună cu mine. Și se duce Iisus înaintea Tatălui și ce spune? Prima rugăciune, care a fost? Tată, dacă este cu putință, ce să faci? Nu există o altă soluție. N-aș putea să mă duc pe drumul ăsta, dar să ocolesc moartea. N-aș putea să ocolesc crucea. Dacă este cu putință, ce fă? Depărtează de la mine ce? Paharul ăsta. L-a ascultat Tatăl? Dacă nu l-a ascultat pe Hristos, te ascultă pe tine? Că tu ești mai special? Că tu nu trebuie să împlinești cuvântul ăla, că tu, nu, că tu poți să treci și pe ăsta, că tu poți să fentezi și porunca aia, că tu ești mai special, că ai dat 10 ori la biserică, că dacă tu dai 10 ori la poți să furi, că dacă tu dai 10 ori la poți să înșeli, să-și manglești, pentru că tu dai la biserică? Hai, oameni buni, să fim serioși. Cu ce iluzii ne amăgim? Dorm liniștit. Pentru că diavolul lucrează pentru tine și știți cum lucrează? Te face să te rătăcești de la calea lui Dumnezeu, profitând și de ce? De nevegherea ta. Al doilea lucru, profitând de nevegherea ta, diavolul știi ce face mai apoi? Vrea să te facă să risipești timpul pe care ți-l-a dat Dumnezeu. Te rătăcește de la calea lui Dumnezeu. Al doilea lucru unde te atacă diavolul, când tu îți permiți luxul să dormi, să fii nevegheator din punct de vedere spiritual. Și ce face? Te face să risipești timpul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Efeseni 5:16 spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce să faceți? Răscumpărați ce? Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Răscumpărați vremea. Și știi ce face diavolul? Nu mă, pierde vremea. Dorm, că-i timp, lasă-mă, ce pocăință, ce și program de seară la biserică le mai treabă lăște, nu se mai satură. Ăștia vor să predice, Domnule, și dimineața și seara. Ăștia vor să facă colectă și seara, că de-aia ne cheamă la biserică. Să pierzi timpul dacă se poate. Și, dragii mei, știți care e chestia cu timpul ăsta? Fratele nostru Chris a zis o chestie care tot timpul mi-o vine în minte. Timpul trecut nu se mai întoarce înapoi. Punct. Cântarea aia, măgire frumoasă, vă duceți aminte de ea. Timpul trecut nu se mai întoarce înapoi. Mai mult spune David, iată că zilele mele sunt cât? Zilele mele sunt cât un lat de mână, dar orice om este doar o suflare. Și zic că ai problema cu timpul, că nu trăiești decât 60 de ani, cât o zis Dumnezeu, mai mult nu trăiești. Și e limitat. Aia e problema, că e limitat. Și dacă nu faci în anii ăștia pe care ți-o dat Dumnezeu, nu-ți mai dă extra. Și o problemă, dragii mei, pentru că noi în loc să răscumpărăm vremea, noi pierdem vremea astăzi cu nonșalanță. Timpul ăsta, gândiți-vă că timpul, dragii mei, este parte din eternitatea lui Dumnezeu, dar de felul în care noi îl vom gestiona pe pământ, va depinde eternitatea noastră. Te-ai gândit la lucrul ăsta? Felul în care tu gestionezi timpul ăsta va depinde eternitatea ta, veșnicia ta. Ăștia 40 de ani poate care o să trăiești, ăștia 60 de ani, ăștia 80 de ani, 89, 100 plus premium. Ăștia pe care o să-i trăiești pe pământ îți limitează, atât te gândești că de felul în care tu îi trăiești și cum te comporți în viața asta pe pământ limitată depinde veșnicia ta. 50 de ani, ce-s 50 de ani pe lângă o veșnicie? Ce-s 80 de ani pe lângă o eternitate? Fii atent cum îți petrești timpul ăsta, fii atent cum gestionezi timpul ăsta, pentru că depinde veșnicia ta de el. E veșnicia ta în joc. Moduri prin care putem să pierdem timpul și prin care diavolul ne ispitește și ne conduce în zona asta să ne pierdem timpul. Știți cum? Îl irosim, de exemplu, timpul, dragii mei, când treci o zi întreagă, o zi întreagă și nu spui deoparte ceva pentru Dumnezeu, un timp pentru Dumnezeu. Asta e un mod în care poți să pierzi vremea. Scuza asta că n-ai avut timp. Oameni buni, nu există că nu ai timp, îți faci timp.
Că dacă vrei să te uiți la meci, că e campionatul european, îți faci timp. Că dacă vrei să mergi la mall să-ți cumperi nu știu ce cămașe care au apărut acum și la promoție și la 40% reducere, îți faci timp. Numai la biserică nu avem timp. Numai de Biblie nu avem timp. Numai de rugăciune nu avem timp. Oameni buni, nu există minciuna asta că nu avem timp. Ne facem timp. Diavolul vrea să pierzi vremea. Diavolul vrea să-ți pierzi vremea. M-am gândit la Daniel cu tot business-ul lui, că era responsabil în conducerea imperiului. Ăsta avea timp să-și facă de trei ori pe zi rugăciunile. Își făcea timp. Adică să treacă o zi întreagă și să nu spui departe un timp pentru Dumnezeu. Mă gândesc la David care îi spune de 7 ori pe zi te laud din pricina legilor tale drepte. De 7 ori pe zi. Robul tău cuget adânc la urândurile tale, adică meditează, nu numai că se roagă și laudă pe Dumnezeu, ăsta meditează, ăsta timp și să mediteze. Când a fost ultima dată, când nu ai citit versetul zilei? Ce ai citit, frate? Versetul zilei. Tot ce-s cu versetul zilei. De ce n-ar fi versetele zilei, totuși, măcar? Versetul zilei. Care e versetul zilei? Nu stingeți Duhul astăzi. Scurt, ăsta ne place nou, din 2 cuvinte, dacă se poate. Iisus plângea, versetul zilei. Când treci o zi întreagă și nu spui deoparte timp pentru Dumnezeu, să pierzi vremea. Și diavolul, vai mulțumit ei. Super, încă o zi. Eu am primit o lecție. Am primit o lecție, am avut 3-4 ani, eram în Elveția, în Basel, trebuia să mă întorc acasă, la Cluj aveam un zbor și eram acolo la Wizz-ul nostru cel de toate zilele. Ăsta e low cost-ul românilor, deși ungurezi românii profită de el. Și stăteam acolo la rând, la îmbarcare și la un moment dat era cu două persoane în fața mea, era un musulman. Mi-am prins după cum arăta, după barba lui, după straiele lui. La un moment dat îl văd pe ăsta că tot se uită la ceas. Bă, oameni buni, eu am zis ăsta, gata, jihadist ceva, m-am gândit, ceva bombă, e legat, m-am speriat, vă spun sincer, am zis, Doamne, ce-i, sărim în aer, ce se întâmplă, ce aproape, m-am speriat puțin, când îl vândeam foarte agitat și când vezi un musulman agitat în aeroport, te sperii. Da? Și la un moment dat l-am văzut pe ăsta că este din rând, își scoate valiza, n-a zis, gata, aci, pune firele și ne-am dus. Nu, să vedeți, o scos un covoraș. Mă, nu știu, cred că l-au găsit în bucătărie undeva, pe un baie, era din ăla micuț, așa, de la preș, parcă, cred că l-au furat de cineva de la apartament, de la intrare. Și văd că își pune omul, își pune covorașul ăla acolo, se orientează spre Meca, că mi-am dat seama, wow. Bă, și se pune și își face rugăciunile. Și ce e interesant? Aia de la Wizz acolo, de la check-in, nici nu a îndrăznit să-l deranjeze. Ne-am uitat toți unii la alții și ne uitam la ăsta cum să închină acolo, cum să pleacă și-a luat covorașul și-a dus înapoi la rând ca și cum nimeni ar fi fost. Am zis, bă, ăsta care e atât de departe de adevăr, de dragul unei convingeri personale, reușește să-și facă timp. Noi nu avem timp. Noi nu ne facem timp pentru Dumnezeu. Noi nu avem timp. Noi pierdem timpul. Îl irosim, dragii mei, timpul. Știți cum irosim noi timpul? Îl irosim când în ziua Domnului facem ce ne place, nu ce-i place Domnului. Un alt exemplu. Aduceți aminte de Neemia în capitolul 13? Neemia care era evreu, se uită la evreii care și ce făceau în ziua sabatului? În loc să treabă să se închine, să meargă la biserică, ăștia făceau comerț. În ziua sabatului făceau comerț și ce-a făcut Neemia? În capitolul 13, acolo de la versetele 15 la 21, spune cuvântul lui Dumnezeu că Neemia o poruncit să închidă porțile pe toată ziua sabatului, că ăștia să aibă timp de Dumnezeu. Și ce m-am gândit? Că de o grămadă de ori, dragii mei, noi nu închidem porțile plăcerilor noastre. Noi nu închidem porțile plăcerilor noastre. Pentru că, știți, nu ratăm câte un Netflix. Cum să ratezi acum ultimul serial de la nu știu ce din Netflix, dar programul la biserică poți să-l ratezi, că nicio problemă. Dar să nu care cumva să ratezi Netflix-ul, că e bai mare. Ești depresiv o săptămână. Noi pierdem timp, dragii mei, când în ziua Domnului nu ne facem timp pentru Dumnezeu. Sau când lăsăm, de exemplu, mai apoi un alt mod de a risipi vreme, când lași pe mâine ce trebuie să faci azi. Știi că este un mod de a pierde vremea? Și atunci te aglomerezi. Și atunci spui, ești în criză de timp. Nu mai ai timp. De ce nu mai ai timp? Pentru că nu-l folosești cu înțelepciune. Vorba lui Goethe, fiecare are timp suficient dacă îl folosește cum trebuie. Fiecare are timp suficient.
Nu există să n-ai timp pentru Dumnezeu. Oameni buni, vreau să vă spun, și ce-a devenit pentru mulți pocăiți? Pentru mulți pocăiți. Și ce-a devenit ziua Domnului, ziua omului? Nu-i mai ziua Domnului, e ziua omului. E ziua Domnului. Și pierdem timp. Și te trezești pe patul morții că cerșești clipe în fața veșniciei. Doamne, mai dăm două zile să mă împac, să sun, să dau telefoane? Dacă mi-a mai dat Domnul două luni, dacă mi-a dat Dumnezeu o lună să pot stau acasă, să mă rog, să mă împac cu vecinul care e certat, de câte ori n-am auzit la oameni moribunți pe patul morții, m-au chemat să, la ultima rugăciune aproape, m-au chemat că dacă mai avea, plângeau acolo, pentru dacă aș mai avea o săptămână, frate, dacă aș mai putea să mă duc o săptămână pe picioarele mele, m-aș duce, m-aș împăca, m-aș pocăi, aș face. De ce n-ai făcut când ai putut? De ce nu faci azi? Pierdem ani în timpul vieții și cerșim clipe în fața morții. Pentru că asta face diavolul cu noi. Ne face, pierdeți-mă vremea. În loc să răscumpărăm, spune cuvântul lui Dumnezeu, vremea. Și tu doar liniștit și diavolul știi ce face, lucrează pentru tine. Al treilea lucru pe care îl face diavolul, profitând de nevegherea ta și a mea, știi ce face? Diavolul ne face să răstălmăcim voia lui Dumnezeu. Pentru că tu nu dormi, pentru că tu dormi, pentru că nu ești veghetor, pentru că nu ești treaz spiritual. Știi ce face diavolul? Pentru că profită de somnolența ta spirituală. Diavolul știi ce face? Te face să răstălmăcești cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 17 spune aici, de aceea nu fiți nepricepuți. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este ce? Voia lui Dumnezeu. Omule, înțelege care e voia lui Dumnezeu. Pentru că s-ar putea să o răstălmăcești, pentru că s-ar putea să o interpretezi într-un mod subiectiv și să fie spre pierzarea ta. Pentru că asta vrea diavolul, să nu fii treaz, să nu fii veghetor, să nu fii vigilent, să nu consulți cuvântul lui Dumnezeu, să nu cercetezi lucrurile, ci să le lași toate. Da, frate, amin. Vorbea unul despre diavolul și zicea unul, slavă lui în biserică. Era pe jumate dormit, habar n-avea ce vorbea. Da? Amin când nu trebuie, pentru că el nu era în biserică de fapt. Da. Iarăși unul îți vorbea despre cum lucră diavolul, spunea, dă-i putere, serios. De cum să-i dai, mă, putere? Pentru că noi dormim. Și dormim bine. Apostolul Pavel spune în Roman 12:2, să nu vă potriviți chipului veacului acestea, ci ce să faceți? Metanoia. Prefaceți prin înnoirea minții voastre, pentru că doar o minte înnoită ce poate să facă mai apoi? Fiți atenți! Prefacere, înnoire și o minte înnoită ce face? Și ce face? Deosebește bine voia lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și cum? Desăvârșită. Dar n-ai cum să înțelegi voia lui Dumnezeu dacă mintea ta nu-i prefăcută, dacă mintea ta nu-i înnoită. De aceea nu vă mirați că mulți citesc Biblia așa cum ca pe un exercițiu intelectual. Și când o citești Biblia asta ca pe un exercițiu intelectual, ca pe o carte, ca fiind o altă carte, ascultă-mă bine ce spun, nu vei înțelege nimic din ea. Nimic nu vei înțelege din ea. Pentru că auzi ce spune Pavel 1 Corinteni 1:18, fiindcă propovăduirea crucii, rațional vorbind, omenește vorbind, știi ce e propovăduirea crucii? Să te dui la unul să-i spui, bă, a murit Hristos pentru tine, Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața, știi ce spune omul ăsta? Propovăduirea crucii, spune Pavel 1 Corinteni 1:18, e o nebunie. E o nebunie pentru cei care sunt pe calea pierzării, dar pentru noi ce este? Care suntem, dacă suntem pe calea mântuirii. Și ce este? Este puterea lui Dumnezeu. Pentru oameni asta pare absurd și irațional. Cum adică Dumnezeu să moară? Dumnezeu nu poate muri, mi-a spus cineva. Da, e adevărat, Dumnezeu nu poate muri. Dumnezeu a ales să moară. A ales să moară Fiul lui Dumnezeu. De aceea, vă duceți aminte de momentul ăla din Scriptură, când Apostolul Pavel stă de vorbă cu Festus, cu acest conducător roman, și îi spune Festus la un moment dat, când Pavel îi vorbește despre moartea și învierea lui Hristos, zice Festus, bă, oprește-te, stop, oprește-te, Pavel, ce? Vreau să spun ceva, Pavele, eu știu că ești un om erudit, eu știu că ești un om deștept, eu știu că ești un om citit, dar știi ceva? Pavele, ești nebun. Bă, tu ești nebun, a zis Iisus către Pavel, și de ce? Învățătura ta cea multă te face să dai nebunie. Nu poți să crezi așa ceva, pentru că e irațional. Pentru că dacă nu înțelegi cuvântul lui Dumnezeu, totul pare o nebunie. Ascultă-mă, n-are nimic logic ce se întâmplă în viața ta în momentul de față. Pentru că dacă tu nu înțelegi cuvântul lui Dumnezeu, totul pare absurd.
Tot ce ți se întâmplă acum pare că e absurd, parcă n-are niciun sens tot ce se întâmplă acum, dacă tu nu înțelegi cuvântul lui Dumnezeu. Și ce vrea diavolul să facă? Să-ți bagă, să-ți introducă confuzie în minte, să te facă să fii, să nu mai înțelegi cuvântul lui Dumnezeu, să-l răstălmăcești, să interpretezi orice semn ca fiind de la Dumnezeu, dacă se poate, unde îți place ție, unde nu îți place, de la diavolul. Și asta facem. Și asta face diavolul cu noi. Și răstălmăcim de o grămadă de ori voia lui Dumnezeu. Știți cum putem răstălmăci voia lui Dumnezeu? Atunci când scoatem din cuvântul lui Dumnezeu ce nu ne place nouă și adăugăm ce ne place nouă. Când scoți ce nu-ți place și pui ce-ți place ție. Și răstălmăcim cuvântul lui Dumnezeu și vreau să vă spun și dacă vă uitați cu atenție în lumea evanghelică, hai să nu mergem în alte granițe confesionale, hai să rămânem la oile noastre, vorba românului. Când noi suntem cu oile de la Miorița, tot la oile am rămas. Da? Nemții ar zice, hai să rămânem la mașinile noastre, noi rămânem la oile noastre de 2000 de ani aproape. Bun, vreau să vă spun un lucru, hai să mergem în zona evanghelică. Dumneavoastră nu vedeți că există două tendințe clare în vremea de astăzi? Sunt două feluri de biserici pe care se promovează foarte mult. Bisericile alea de tip discotecă și bisericile de tip închisoare, pușcărie. Nu, hai să vă spun cum e aia de tip pușcărie. Uai, frate, există așa ceva. Biserica aia de tip pușcărie e o biserică, dragii mei, în care păstorul e păpos de gardian. M-am întâlnit la un moment dat cu unul și cu un frate, mă rog, slujitor. Și cu ce mi s-a lăudat? Cu cât s-a pus deoparte el săptămâna aia? Pe cât s-a băgat sub disciplină? Da, așa avea o satisfacție. 6 luni, 8 luni. Bravo. Și că e la CEDO, numai condamnări definitive, irevocabile. Mai lipsea un ciocan din ăla de lemn, mai trebuia. De la amvon, așa mi-am imaginat, când am zis cu câtă sete vorbea despre excluderi, despre... Și atunci, în biserica asta de tip pușcărie, sunt o grămadă de reguli. Sunt reguli, n-ai voie, nevoie, 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 nevoie. Și atunci, păstorul veghează ca la pușcărie acolo, toți să respecte regulile. Dar e și biserica aia, altă de tip discotecă, știți cum e aia? Păstorii pe post de DJ. Și acolo ce faci? Dacă vezi că nu le place, ești mai pozitiv? DJ-ul ce face? Ca să păstreze poporul entuziasmat, le pune muzica care le trebă, care e în trend, care e la modă. Că dacă nu, se supără și pleacă la altă discotecă. Nu? Și atunci, știți care e problema? În biserica aia de tip pușcărie, oamenii nu se tem decât de reguli, de păstor eventual, că e ca un gardian din ăla așa, cu epoleți. Și în biserica asta de tip discotecă, oamenii nu se mai tem de nimic. Și încotro mergem. Și ce să facem? Răstălmăcim voia lui Dumnezeu. Și răstălmăcim voia lui Dumnezeu. Și înțelegem totul pe dos. Despre biserică, despre mântuire, despre principiile pe care Dumnezeu ni le dă. Oameni buni, mai apoi, un alt mod de a răstălmăci voia lui Dumnezeu pe care diavolul ne înlocuiază în mintea noastră. Și ce facem? Punem pe seama voii lui Dumnezeu impresiile, încredințările și preferințele noastre. Și spunem, ei, voia Domnului, frate. De ce? Așa simt eu. El simte. N-are argument biblic, dar el simte că e voia lui Dumnezeu. De la ta coronavirus, nici nu mai simt unii nimic. De ce? Pentru că, dragii mei, punem în seama voii lui Dumnezeu. Dumneavoastră vă dați seama ce înseamnă Dumnezeu mi-a spus să spun asta? Dumneavoastră înțelegeți ce înseamnă să vină acești și să spun asta e voia lui Dumnezeu și să spun o chestie care n-are nimic de face cu voia lui Dumnezeu? Înțelegeți ce responsabilitate mi-asum când spun lucrul ăsta? Tocmai asta vrea diavolul. Tu ești depozitarul voii lui Dumnezeu, bă, tu le știi pe toate. Tu știi cum e Dumnezeu, tu știi cum gândește Dumnezeu. Ioan 16 cu 2 la 3. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Auziți, pentru că asta e șocant. Au să vă dea afară, spune Hristos, din sinagogi, ba încă va veni vremea, auziți, când oricine vă va ucide să creadă ce face? Că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Uitați aici. Există, spune Hristos, vor veni vremuri, ascultați-mă, când unii oameni o să vă bage în pușcărie, alții o să vă omoare. Și știți ce cred prin asta? O să creadă că prin asta îl onorează pe Dumnezeu. Prin asta cred că vor aduce ce? O slujbă lui Dumnezeu. Ce slujbă ai? Prigonitor, îmi place. Și vii și spui că e voia lui Dumnezeu. Și vii și spui că așa vrea Dumnezeu și îl pui poveri pe un om și îl nenorocești spiritual. Pentru că tu știi că așa e voia lui Dumnezeu, așa crezi tu că e voia lui Dumnezeu.
Ce te face diavolul și zice, te faci să răstălmăcești cuvântul lui Dumnezeu. Începi, gândiți-vă numai la episodul ăla din Exod, capitolul 32, că ăla, când l-am citit mai cu atenție, wow. Știți, se duce Moise pe munte. 40 de zile stă în prezența lui Dumnezeu, vrea să vină cu legile, cu tabla legilor, nu? Și ce fac ăștia jos? Exod 32, și ce fac ăștia jos? Au zis, bă, Aron, vină în coace. Frate tău ăsta Moise, nu știu ce face. Dar eu cred că e mort. 100% a murit, că doar s-a coborat de atâta vreme de pe munte. Nu știu ceva. Hai să facem noi altceva. Ce? Ia hai să facem o colectă aici în popor, ne facem un Dumnezeu, un vițel de aur și o plecăm la drum mai departe. Ce o zis Aron? Bă, nu-i frumos, a murit frate meu. Dacă a murit, hai să fim în doliu. Și ce o zis Aron? Petrecere. Citiți cu atenție, vă rog, acasă, Exod 32. Au făcut petrecere, o sărbătoare, o zis. Și vine, fiți atenți ce spune cuvântul pe noi asta, și vă rog dacă se poate afișați, pentru că Exod 32 cu 21, auziți ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu. O venit Moise să coboară Moise, blândul Moise, așa s-a supărat cu sfărâmat tablele. Și a zis, bă, ce ai făcut? O venit la frate Solaron, bă, ce ai făcut, mă omule? Cum ai putut să faci chestia asta? Auziți dumneavoastră aici explicație. Explicație teologică. Moise a zis lui Aron, ce ți-a făcut poporul ăsta de adus asupra lui un asemenea păcat? Aron a răspuns, să nu se aprinde de mânie Domnul meu, tu singur știi că poporul ăsta e, da, e pornit la rău. Acum atenție, ei mi-au zis, și asta e fabulos, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Și acum atenție, versetul 24 e marea minune. Minuni din asta n-ați auzit până aici. Eu le-am zis, ok, cine are aur să scoată și mi-au dat și mi l-au dat, auziți ce a făcut Aron? Fiți atenți. L-am aruncat unde? Și ce a ieșit? Păi minune, mă. Arunci aurul și iese vițelul. Ați auzit dumneavoastră explicație teologică? Ei, să vedeți, spune din Biblie ce scot. Mai ceva, Aron. De unde? Și el a fost convins că asta a fost voia lui Dumnezeu. Preotul Aron, care știa, avea habar de Dumnezeu, se întâlnise cu Dumnezeu, avea experiențe cu Dumnezeu. Auziți? Au aruncat aurul și a ieșit vițelul. Ma, nu, așa minune n-ai auzit. Nu așa? În America acum începe un curent puternic de promovare a drogurilor. Îți biserici care promovează consumul de marihuana. Și au și argument din Biblie, știți, nu? Geneza 1 cu 29, te rog afișează să vedeți ce argument din Biblie au găsit ăștia, păstori care predică. Da, zice, nicio problemă. Pentru că auziți ce ne-a spus Domnul. Și Dumnezeu a zis. Pă, oamenii vă vorbesc foarte serios. Există multe biserici deja care vin cu învățătura asta. Păi da, scrie în Biblie, scrie, fraților, fum. Să se ridice fum, că dacă nu-i mai Duhul Sfânt, nu se comoară, măcar să iasă fumul din biserică. Și oamenii ăștia, știți ce spun? Că asta e voia lui Dumnezeu. Dumneavoastră înțelegeți ce face diavolul cu noi? Dumneavoastră înțelegeți când somnul credinței, uitați-vă ce fel de monștri interpretativ reușește să scoată, să ne păzească Dumnezeu, să ne trezim oameni buni. Și ultimul lucru pe care îl face diavolul, profitând de nevegherea ta, dorm liniștit că diavolul stai liniștit că lucrează. Da? Dorm liniștit pentru că diavolul lucrează pentru tine. Profitând de nevegherea ta, diavolul știi ce face? Te poate face să te reîntorci la starea din care te-a scos Dumnezeu. Știi ce faci? Începi să te rătăcești, începi să răstălmăcești, risipești, și mai apoi, știi ce faci? Ajungi să te reîntorci la starea din care te-a scos Dumnezeu. Auziți ce spune în Efeseni, capitolul 5, cu versetul 8? Odinioară erați ce? Ce erați odinioară? Ce am fost noi odinioară? Întuneric. Odinioară erați întuneric. Dar acum sunteți ce? Lumină în Domnul. Odinioară erați întuneric. Dar acum sunteți lumină. Am văzut minuni în viața asta. Am văzut sub ochii mei
oameni care au venit de la întuneric la lumină. Dar știți ce am văzut? Am văzut drame. Drame pe măsura minunii care fusese înainte. Oameni care de la lumină s-au dus apoi la întuneric. Pentru că aici Apostolul Pavel lansează un avertisment. Trezește-te tu care dormi, scoală-te tu care dormi. Hristos te va învia. Pentru că e mare pericol. Și nu luați versetul 11 și nu luați deloc parte la lucrările neroditoarele întunericului, ba mai degrabă osândiți-le. Pentru că dacă nu le osândești, dacă nu te depărtezi de ele, te reîntorci înapoi în întuneric. E un mare pericol să te reîntorci înapoi. 2 Petru 2 cu 20, nu ne place versetul ăsta, nu ne plac versetele astea, dar e Biblia. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face cum? Mai rea decât cea de întâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fie cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala asta, zicala evrească, nu românească. E foarte plastică. Citiți-o. Cu ei s-a întâmplat exact lucrul ăsta. Să te întorci înapoi. Știți? Nu să te întoarcă diavolul brusc, așa, dintr-o dată înapoi. Te scoate acum din biserică, în seara asta te aruncă înapoi. Nu, nu, nu. El are politica titlului cărții președintelui nostru, Iohannis. Pas cu pas. Știți, pas cu pas. Nu zici nimic, dar pas cu pas. Faci ceva. Și diavolul ăsta face. Pas cu pas. Și ce spune Biblia despre păcat? Cum e păcatul? Cum te înfășoară păcatul? Ți aruncă haina pe tine, te prinde, cămașă de forță. Nu, nu, nu. Te înfășoară, știți cum? Lesne. Tu dormi și diavolul te îmbracă înapoi. În haine de că ai tu dezbrăcat Hristos când ai venit la El din lumea asta. Diavolul, ascultă-mă bine, știți cum ne întoarce înapoi? Nu o să se lupte niciodată diavolul să schimbe ție crezul de penticostal. Tu vorbești în limba mai departe. Tu strigă în continuare că ești penticostal și că tu crezi în crearea Duhului Sfânt. Și ce face diavolul? E mulțumit dacă reușește să-ți ia privirile. Tu vorbești în limbi, dar uită-te în altă parte. Spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ăsta e un text care m-a pus pe gânduri. Asaf, Psalmul 73, știi cine era Asaf? Era unul dintre cei trei lideri de laudă și închinare de la cortul lui Dumnezeu din Ierusalim. Bă, ăsta era puternic. Ăsta era cântăreț, ăsta era worshipper din ăla, era puternic, era compozitor. Și auzi ce spune Asaf. Și ce spune Asaf? Da, zice, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată, totuși. Era, zice, să mi se îndoaie piciorul, era să-mi alunece pașii. De ce? Și de ce Asaf? Pentru că auziți versetul 3, Psalmul 73, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când le vedeam fericirea celor răi. Eu mă duceam la biserică. Eu mă duceam la închinare, dar mă duceam cu trabantul și l-am văzut pe ăla lângă mine la semafor cu Mercedes-ul și ăla blastă-mă pe Dumnezeu toată ziua. Și am spus, nu-i drept. Cum adică? Ăsta îl să-i meargă bine și mie merge rău. Ba mai mult spune Asaf, știi ce, știi ce cred? Bă, mă uit la ăștia răi, zice, și parcă nimica nu le merge rău, totul le merge numai bine, sunt fericit, parcă. Și spune Asaf, am ajuns până acolo încât, zice, am ajuns să spun, auzi ce spune Asaf, degeaba mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile nevinovăție, degeaba. Pentru că era frustrat și invidios și gelos pe ăla din lume. Și știți cum? Știți cum ne poate întoarce diavolul dacă nu suntem veghetori? Să fii frustrat de prezentul tău, ca și evrei, să nu te mulțumească nimic de ce se întâmplă în prezent. Și ce face diavolul? Când vede că tu de prezentul tău nu ești mulțumit, când te face să-ți introducă confuzia asta în minte, că ce se întâmplă acum nu e ok și că Dumnezeu nu are niciun plan cu tine, că ești undeva pierdut, că ești habar, nu știi ce se întâmplă cu tine. Și ce face diavolul? Te face să te revolți împotriva prezentului și să-ți idealizezi trecutul, să te uiți înapoi cu idealism în trecut. Auziți ce au făcut cu evreii? Numeri 11 cu 4 la 7, adunătura de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel a venit poftă, ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică, cine ne va da carne să mâncăm? Și au zis ce au zis ei acum?
Revoltați de situația prezentă, că n-aveau domne, mâncare, că n-aveau steak, că n-aveau șniță la felul doi acolo. O zis, ne aducem aminte, zice, dintr-o dată i-a apucat nostalgia, ne aducem aminte de pești care îi mâncam în Egipt. Dintr-o dată Egiptul, unde ai fost bajocorit, unde faraon și-a bătut joc de tine ani de zile, unde ai fost rob. Dintr-o dată Egiptul pare mult mai frumos decât drumul spre Canaan. Ne aducem aminte de pești pe care îi mâncam în Egipt și de care nu ne costau nimic, de aia ți-a plăcut. De castraveți, de pepeni, de praj, de ceapă, de usturoi, Doamne. Auziți? Diavolul tău ținut cu usturoi și cu praz, ca în Oltenia. Și acum Dumnezeu, aici în prezent, te trece o leacă printr-o vale, pentru că te duce spre binecuvântare și deja să cârtești. Și n-avem înapoi în Egipt. Bă, ce răpar, că era mai bine în lume, mă. Lasă-mă cu pocăițe, că m-am lămurit. Mai bine era în lume. Dintr-o dată încep să vezi usturoiul și ceapa mai valoroase decât tot ce ți-a dat Dumnezeu astăzi. Și ce face diavolul? Nu, tu mărturisește-ți crezul, spune mai departe că ești pentecostal, dar uite-te în altă parte toată ziua, frustrat și invidios. Și nu te mai mulțumește nimeni și nimic. Și te întorci în trecut. Dormi liniștit. Pentru că diavolul lucrează pentru tine. Și ce spune Pavel? Trecerea de la viața cea veche la viața cea nouă, știți cum se face? Printr-o mormântare. Dumneavoastră știți că trecerea de la viața cea veche la viața cea nouă în Hristos se face printr-o mormântare? Dacă n-ai făcut o mormântare, e bai. E semn că viața aia trecută nu a murit în tine. Spune Pavel în Roman 6:8, acum dacă am murit împreună cu Hristos, a fost o mormântare și mai a fost o înviere și am sărbat învierea. Dar nu există înviere fără mormântare. Mi-a plăcut așa de mult ce s-au dus niște misionari în începutul secolului 19, 1810-1811, nu mai știu, s-au dus în Pacificul de Sud, într-o zonă izolată, într-un trip, care spuneau, băi, sunt încă canibali, ăștia sunt violenți, i-au omorât pe toți misionarii care au plecat la ei. Și capitanul vasului, în timp ce se apropiau de insula aceea, locuită de băștinați violenți, care respingeau orice persoană din afara insulei, i-a zis capitanul de vas, celor patru misionari, i-a zis, bă, oameni buni, dar ăștia vă omoară, mă. Bă, vă știți că ăștia vă omoară, eu am mai dus acei, dar toți, nu mai ieși unul de acolo viu, toți sunt morți. Nu înțelegeți că o să vă omoare și ăsta canibală și o să vă mânce. Și a zis unul din ei, domnule capitan, vreau să spunem ceva. Ce? A zis, noi am murit de mult înainte să fie ajuns aici. Noi de mult am murit înainte să ajungem aici. Cum adică? Noi am murit față de vechea viață. Așa că dacă trupul ăsta e viu sau mor, nu mai contează. Dar noi am murit față de păcat. Noi deja suntem morți față de păcat. Noi nu ne mai întoarcem. Pentru că noi am avut o mormântare. Și noi trăim o altă viață. Trezește-te tu care dormi, spune Scriptura în seara asta. Și Hristos te va înviora. Te va ridica. Ce ai de făcut? Efeseni 5:14, de aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoate-te din morți și Hristos te va lumina. Veghează, știi de ce? Pentru că diavolul nu doarme. Fiți treji și vegheați, spune Petru, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, ce face? Dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Știți pe cine înghite? Pe la care le prinde dormind. Bradă sigură. Să veghem, oameni buni, știți de ce? Pentru că venirea lui Hristos este iminentă. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Cum îți permiți să dormi? Vegheați dar, Matei 25:13, că nu știți ziua, nici ceasul când va veni Fiul omului. Și noi dormim? Mă rog în seara asta Dumnezeu să ne trezească. Efectiv să ne putem trezi spiritual și să putem să facem voia lui Dumnezeu. A venit de la Sibiu odată, eram la masterat și am venit la ocazie și stăteam acolo la ieșirea din Sibiu, nu era autostradă pe vremea, era drumul național și am stat la ocazie și
oprit un tir, m-a luat un tir, am zis, bă, până la Orăștie, până la Deva, el mergea spre Arad, spre Vamă, și am zis, până la Deva e perfect, că stăteam la știi pe vremea aia. Și am zis, bă, am timp, ok, am început să vorbesc cu omul ăla. Zice, îmi povestește, zice, bă, eu, zice, pe vremuri, în anii 90, am avut un salar foarte bun în România, am fost conductor de tren la CFR Marfa, aveam un salar imens. Făceam o grămadă de bani și spune, în 1992 s-a petrecut o mare dramă în viața mea, spune el. Eram în tura de noapte, conduceam și zice, știam deja toate stațiile, distanța, cât e între ele, unde trebuie să opresc, unde trebuie să încetinesc, unde trebuie să trec de pe o șină pe alta, știam totul deja. Și zice, și deja de vreo jumate de an, aveam un obicei să dorm între stații, pentru că mă trezeam la fix mă trezeam. Deja știam cum să mă trezesc, cu 5 minute mă trezeam tot timpul înainte, dar au fost, zice, noapte, nu am dormit bine, fără un chef. O zi înainte am fost praf și am spus, m-am dus la lucru. Și județul Galați, spunea undeva în apropiere de Tecuci, m-am trezit prea târziu. M-a trezit, de fapt, o zdrumcinătură puternică, pentru că trenul deraiase, marfarul ăla încărca cu marfă, o dereat câteva sute de metri. În 1992 viața mea noaptea s-a schimbat. Am ajuns să-mi pierd locul de muncă, nu numai că mi-am pierdut locul de muncă, am ajuns să-mi pierd casa, toate proprietățile care au fost pe numele meu, pentru că CFR Marfă mi-a intentat un proces pentru daune. Au zis, o trebuie să iau credit din bancă ca să plătesc și o parte din daune, să nu intru în pușcărie. Și spunea omul ăsta, alea 5 minute de somn mi-au distrus viața. 5 minute de somn în plus mi-au distrus viața. Mi-au nerucit numai viața mea, că mi-am pierdut casa, mi-am pierdut toate, a fost un om înstărit, Domnul zice. Dar zice, am ajuns să distrug și viitorul copilor mei. Am ajuns să distrug viitorul copilor mei. Pentru somnul meu. Am ajuns, spune-te, de 12 ani să-și ofer pe tir, zi și noapte, nu mai știu de capul meu. Trag ca să astup toate găurile alea pe care le-am și acum. Toate consecințele alea pe care le-am din cauza celor 5 minute de somn în plus. Somnul dăunează grav sănătății spirituale. Somnul spiritual dăunează grav sănătății. De-aia te îndemn în această seară, în numele Lui Iisus Hristos, ridică-te. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și ce vreau să faci? Vreau să te trezești. Trezește-te tu care dormi, spune Pavel, scoală-te tu care dormi, Hristos te va învia, Hristos te va ridica. Dar e momentul în care, ascultați-mă, trebuie să venim înainte lui Dumnezeu, spune, Doamne, trebuie să mă trezesc. Iartă-mă, Dumnezeule, că stau în starea asta de somnolență spirituală, iartă-mă, Dumnezeule, că am ajuns să răstălmăcesc cuvântul Tău. Am ajuns să mă rătăcesc, am ajuns să risipesc timp, am ajuns să mă întorc înapoi în trecut, în obiceiul din trecut. Doamne, trezește-mă! Ascultă-mă! Dacă nu te trezești astăzi, s-ar putea ca atunci când tu te vei trezi să fie prea târziu. Știți care este cea mai mare dramă în biserică? Să fie oameni în biserică, să vorbească Dumnezeu în biserică, să fie Duhul Sfânt în biserică și tu să fii departe de El. Și când te trezești să fie prea târziu? S-ar putea ca unii de aici, când vă veți trezi, să fie prea târziu. De-aia Dumnezeu vă oferă alternativa în seara asta. Acum scoală-te, trezește-te acum, ridică-te în numele Lui Dumnezeu, fă ceva, schimbă-ți viața. Nu mai risipi timpul lui Dumnezeu, nu mai bate joc de ziua Domnului. Nu te mai întoarce înapoi în trecut, fă ceva pentru Dumnezeu. Omule, schimbă ceva în viața ta, trezește-te în numele Lui Iisus Hristos. Ridică-te în picioare în numele Lui Dumnezeu. Poate ești căzut, poate că stai în starea de neputință, stai în starea de somnolență. Trezește-te în numele Lui Iisus Hristos în seara asta. Până nu-i prea târziu, Duhul Sfânt aici, Dumnezeu îți vorbește în seara asta. Dumnezeu vrea să te trezești. Dumnezeu vrea să te trezești în seara asta, omule. Tu nu înțelegi că nu mai poți să mergi pe drumul ăla, tu nu înțelegi că te amăgești, tu nu înțelegi că tot e o minciună în jurul tău, tu nu înțelegi că totul e de fapt doar o amăgire, tu nu înțelegi că trebuie să trezești în această seară, în numele Lui Iisus Hristos, trezește-te, ridică-te, scoală-te tu care dormi. Ți-o spune Dumnezeu, cum să-ți mai vorbească, cum să-ți mai spună? Omule, trezește-te, fă ceva, pune capăt lucrurilor din viața ta și începe o etapă nouă, acum, până nu-i prea târziu. Vino la Hristos în seara asta.
spune Pavel, odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină. Dacă te-ai întors înapoi în umbre, dacă ești întors înapoi spre întuneric, întoarce-te la lumină în această seară. Iisus Hristos este aici. Iisus Hristos te poate lumina. Iisus Hristos te poate trezi în seara asta. Duhul lui Dumnezeu este aici. Nu spun, credeți-mă, când spun că Duhul lui Dumnezeu este aici, nu spun doar că sunt penticostal, nu spun doar că vreau să trezesc ceva emoții în cineva de aici. Când spun că Duhul Sfânt e aici, e o realitate. E o realitate. Eu nu te pot trezi, tu înțelegi lucrul ăsta. Doar Dumnezeu te poate trezi în seara asta. Omule, oprește-te pe marginea prăpastiei. Dumnezeu strigă astăzi, oprește-te. Trezește-te, omule, nu vezi unde mergi. Tu nu vezi că îți distrugi viața. Tu nu vezi că îți distrugi oportunitățile pe care Dumnezeu ți le-a pus în față. Oprește-te. Scoală-te. Și spune, Doamne, sunt aici în seara asta. Mă trezesc, Doamne, din amăgirile mele, din iluziile mele, mă scol în această zi în numele Lui Iisus Hristos, mă ridic în numele Lui Iisus Hristos. Eu cred că trebuie să te rogi, trebuie să ne rugăm în seara asta. Haideți să ne rugăm în această seară, pentru că Dumnezeu vrea să fim treji și vegători. Haideți să intrăm în rugăciunea asta. Doamne Dumnezeule!